am găsit, dragi telespectatori, și astăzi într-o ediție frumoasă a emisiunii Folclorul sub lupă. Ei bine, astăzi este vorba de un îndrăgit artist, un bihorean, care este pe platourile de filmare la restaurantul Cocoșul Roșu și cu siguranță nu se așteaptă să venim să-i punem întrebări la care vom afla cele mai adevărate, exclusiviste și unice răspunsuri. Despre cine este vorba, o să vedeți pe parcursul emisiunii. Cornel Borza ne așteaptă sus. Haideți să mergem. Domnul Cornel Borza, spuneam puțin mai devreme că v-am surprins aici la filmări la restaurantul Cocoșul Roșu și v-am răpit puțin timp pentru că este o premieră și veți avea dezvăluire în exclusivitate astăzi la Folclorul sub lupă și vreau să le promitem asta telespectatorilor pentru că avem foarte multe de vorbit. Sunteți un artist bihorean, unul dintre cei mai iubiți artiști din Bihor. La ce vârstă v-ați lansat? Lansarea a fost de mult, dar unul. Nu știu dacă sunt cel mai sau unul dintre cei mai iubiți. Eu sper că ceea ce fac o fac bine sau încerc să o fac bine. Telespectatorii noștri au girul. Păi bineînțeles, pentru că ei au și noi dat venim, votul acesta nu, pro și știi, parte știi, noi venim aici la voi și voi ne cunoașteți în mare parte, dar totuși și ne cunoaștem, totuși telespectatorii sunt cei care decid. Da. Rămâi sau pleci mai departe. Și dincolo de scenă vor să știe și viața omului, pentru că, vedeți dumneavoastră, apărem într-un fel la televizor, sunt multe lucruri frumoase, motive de sărbătoare, de zâmbet, de voie bună, însă, cu siguranță, în sufletul fiecăruia dintre noi stau ascunse și lucruri nemărturisite. V-aș întreba, cum era Cornel Borza copil? A fost de mult. Pentru că... Eu m-am născut atunci când în satul meu, vin din satul Borșa, comuna Săcădat, din Borșa Bihorului, un sat cu oameni simpli, frumoși, la suflet și la chipă. Ei mi-au dat cântecul cu care am pornit înspre lume și încerc să nu-i dezamăgesc. Acum, cât pot face, este bine, că nu știe Dumnezeu. Văd că v-a sensibilizat foarte mult întrebarea. M-a sensibilizat pentru că eu actualmente locuiesc în Oradea, dar sufletul meu este la Borșa. Vă mai simțiți copil? Da, aproape în fiecare zi. Ne amintim întotdeauna de copilărie și vă spun sincer că niciunul din invitații pe care i-am avut până acum la Folclorul sub lupă nu au trecut peste acest subiect de copilărie fără să nu verse o lacrimă. Da, vreau să vă spun că așa când îmi place să călătoresc și fiind angajată la ansamblul artistic profesionist Greșeana din Oradea, vă dați seama că avem multe spectacole și multe turnee. Am văzut lumea în lung și în lat, din Europa până în Asia, am participat la, împreună cu ansamblul artistic profesionist Greșeana, al cărui membru sunt la două expoziții mondiale, la Shanghai în China și la Yusu în Corea de Sud. Și atunci când sunt obosit, adorm în gând cu copilăria aceea frumoasă. Cât de nostalgic este și ce moment, nu știu, mi-a dat și mie o stare așa... Da, emoționantă. Pentru că în viața asta, vedeți, noastră, avem și realizări și nerealizări. Care ar fi realizările pe care le-a avut Cornel Borza? În primul rând, am obținut în viață, și pentru asta îi mulțumesc lui Dumnezeu, aproape tot ceea ce mi-am dorit. Și zic aproape tot ceea ce mi-am dorit, pentru că, din păcate, știți, noi muncim, dar... nu am urmași, deci nu am copii. În rest, mi-a dat Dumnezeu de toate. Și faptul că nu aveți copii este una din nerealizări, să spun da, așa. Da, să zic, pentru că... Și-a dorit mult Cornel Borza să aibă copii? Foarte mult, foarte mult, dar din păcate au fost probleme la soția mea și a trecut timpul. Poate n-am fost nici eu prea insistent și mi-am dorit întotdeauna carieră.
Știți cum e. V-ați canalizat mai mult pe asta. Da, ne-am canalizat eu cel puțin pe carieră foarte mult, pentru că eu vin dintr-o zonă foarte bogată în folclor. Vin din zona Bihorului, unde toată lumea era obișnuită cu celebrile florice ale Bihorului. Și aici, cu mare drag, le amintesc că de la fiecare am avut câte ceva de învățat. Florica Ungur, regretata Florica Ungur, doamna Florica Bradu, pe care o salut și o îmbrățișez cu drag, doamna Florica Duma, regretata Florica Duma, Florica Bzaha, pe care o salut și pe dumneaei pe această cale, doamna Maria Haidu, care are o vârstă frumoasă. Deci noi, Bihorul, n-am fost... Vedeți, noastră sunt județe sau regiuni care are un interpret sau doi de nivel de talie națională. Așa este. Dar noi, Bihorul, o zonă bogată, da. Da, dar noi, gândiți-vă că țara Creșurilor, zona Bihorului, este destul de mică față de Oltenia și Moldova. Da. Și vedeți, noastră am avut de atâtea celebrități. Domnul Cornel, v-am pus întrebarea despre copilărie. Mi-ați spus chiar dumneavoastră de la sine, fără a vă întreba, despre dorința aceasta pe care ați avut-o și a rămas neîndeplinită, dacă vreți. Dar n-ați simțit că se rupe o parte din dumneavoastră în momentul în care v-ați pierdut părinții? Știu că i-ați pierdut la un interval de aproximativ 2 ani dintr-o boală, aceeași boală neiertătoare. Tata era mai mare ca și... mai micuț, de fapt. Tata era mai micuț cu 3 ani ca și mama. Și... se spune că doi oameni se iubesc foarte mult când pleacă la cerul la un interval Vreau să spun că tata, când s-a căsătorit, avea 17 ani și mama 20. Și s-au iubit foarte mult, pentru că s-a căsătorit în ianuarie și în noiembrie a avut-o pe sora mea mai mare, care, din păcate, și ea s-a dus tot la o vârstă destul de tragedă, de 60 de ani. Ați rămas singur. Da, nu, mai am un frate la Borșa. Nu, singur mă refer sufletește, că se spune ești copil cât ai părinți în viață. Da, da, da. Aici vreau să spun că tata a avut cancer de plămâni și ne-am dus la doctor și țin minte și acum că tata era noi acasă, aveam o gospodărie frumoasă și îl aveam pe fratele meu care are o boală din naștere și tata avea o vorbă, zice, măi, eu n-am oameni beteași la casă, adică beteași, bolnavi la casă. Cine e beteac, ori stă în spital, ori moare. Are două variante. Și atunci, noi având porci, vaci, știți cum e în viața de la țară, găini, fratele meu, care are un mic handicap din naștere, se trezea prima dată și dădea la poi, la vite, la porci, la... deci se ocupa cu ceea ce știa el. Da. Și când mergeam la fân, mergeam după fân. Și fratele, știți, n-aveam cai, dar aveam vaci. Și vacile trebuiau să mergem 4-5 km și trebuia să meargă cineva înaintea vacilor să le ghideze. Știți, că altfel intrau în porumb, la noi, la porumb îi zice tenchi, intrau în porumb, în lan, și, da, trebuie să ghideze cineva. Și fratele meu mergea înaintea vacilor până unde aveam de lucru și eu eram singurul care m-a învățat să încarc carul, că și încărcatul carului cu fân era este un meșteșug. Era destul de costisitor, da. Nu, costisitor, ci era un meșteșug, adică puteai să încarci carul și la primul răzur să te răstori cu el. Și am învățat eu și atunci de-aia am avut așa o nostalgie când ai spus de părinți, de casa părintească, de satul natal, pentru că nu știu, așa eram legați între noi, încât nu știam să facem nimic unul cu altul. O familie armonioasă. Da. Și atunci, ce făceam eu, fiind... nu eram angajat pe vremea aia la ansamblu Crișana, eram la ansamblurile de amatori și am plecat în străinătate de prin 86. În Franța, pentru că la început am fost la Palatul Casa Pionierilor, actualmente Palatul Copiilor, în care am avut șansa și norocul să o întâlnesc pe marea doamna folclorului bihorean, doamna Florica Bradu, și socru dumneaei, Ion Bradu, o mare personalitate
a culturii bihorene și nu numai a culturii românești, care era socrul domniei sale, și Mircea Bradu, care a fost și este și în continuare un mare regizor de teatru și a fost directorul Teatrului de Stat din Oradea mulți ani. Deci am dat peste doamna Florica Bradu în clasa 7-a, când am venit în Oradea. Vreau să vă spun că am terminat, m-a descoperit pe profesorul Hexan la o nuntă și m-a dus la liceul de muzică din Oradea. Multă lume știe, știți cum sunt muzicanții, când mă duc îți mai dă cu o tonalitate, zice, domnule, în ce gamă cânti, știi? Și eu de obicei cânt fa major și când le spui, câteodată nu le prea convine că le spui fa major, adică ei știu, ei au impresia despre mulți dintre muzicanți au impresia că poate să jongleze câteodată și îți mai dă un sol major și nu este tocmai gama ta și zic, maestre, coborâți la fa, că eu acolo cânt. V-ați spus norocul profesional, da, domnule Cornel Borza. Da, și vreau să spun că am fost laureat la prima ediție a Festivalului Cântarea României în 1977 la Pionieri, când, vreau să vă spun, parcă mi se pare că atunci se făcea artă altfel. Păi cu siguranță, de asta nu vedeți vă și dumneavoastră, amintiți. Nu vedeți dumneavoastră că după Revoluție, îmi pare rău să o spun, artiștii de muzică populară nu mai sunt așa cum erau pe vremuri, artiștii de muzică ușoară. Poate era o altă severitate atunci. Era, da, păi da, gândiți-vă că, de exemplu, la actorie erau trei locuri pe țară. Acum 170. Acum sunt și la noi, la Vadul Crișului, facultăți și deschise la... Foc continuu, știți? Domnul erau și Cornel. La... Am înțeles că foarte multă lume din generația de aur a folclorului românesc a lucrat cu Harry Browner, cu personalități, omități. Și eu am avut șansa, de exemplu, să mă fiu descoperit la un festival în 1982, că de aici a început cariera mea cu doamna Emilia Comișel, care Dumnezeu să o odihnească, mi-a deschis calea înspre... Deși vreau să spun că la acel festival am luat o mențiune, dar m-a văzut. A știut că probabil voi face ceva. Dar nu credeți că aici are o oarecare sau o mare importanță, dacă vreți, și educația cei 7 ani de acasă, bunul simț? Sunt convinsă că erați un copil mai retras, nu vă afirmați în societate. Cel puțin eu așa v-am descoperit. Da, știți cum e, noi care am crescut într-o altă perioadă, parcă suntem altfel, nu suntem atât de obraznici. Și poate e un lucru rău. Ce ați învățat de la părinții dumneavoastră că trebuie să respectați în viață? În primul rând, exact așa cum ai spus, cei 7, omenia. Zicea mama, Dumnezeu să o odihnească, zicea să lași loc de bună ziua întotdeauna. Adică niciodată să nu te ceri cu cineva sau să ai niște discuții și să pleci neîmpăcat. Pentru că nu știi ce se aduce ziua de mâine și este cel mai mare păcat în creștinism ca să mor cu cineva certat. Da, și să pentru că s-ar putea să nu mai ai a doua șansă să te împaci. Și zicea, dom'le, dacă el e prost, nu fii tu. Demonstrează-i că nu da, ești la fel. Dar câteodată uităm, știți că ne ia valul, pentru că așa este perioada asta în care trăim acum, perioada vitezei, perioada, știu eu, tu dacă îți faci o casă cu un etaj, mie întrebă cu două, nu știu, atunci concurența. Lumea... Da, nu, concurența, dar atunci era pe vremea concurența bună, în bunul sens al cuvântului. Acum este o concurență proastă, zic eu. Pentru că ne uităm de multe ori pe posturile de televiziune, vede aceiași chipuri, aceiași oameni. Și mă bucur că la postul vostru de televiziune pot să spun chestia asta. Vreau să spun că lumea este saturată, de-aia nu mai se mai fac audiențe la televiziuni, pentru că sunt aceiași oameni. Cu aceleași subiecte? Cu aceleași subiecte, toată lumea... Eu am încercat un singur lucru și te rog să mă urmărești. Dacă mă duc la o emisiune, într-un sezon, nu mă duc de 2 ori sau de 3 ori. Sezonul ăsta și sezonul ăla. Sunt și alți oameni cu povești de viață,
cu lucruri nespuse și lumea vrea și altceva. Adică, exact ca și mâncarea. Dacă mănânci în fiecare zi numai cartofi, numai cartofi, vrei să mănânci te saturi sau și carne. Simți nevoia de altceva. Chiar dacă nu este la nivelul ăla superior, știți, vorbesc aici de artă, de cultură. Chiar dacă nu se ridică la nivelul oarește care, dar lumea mai vrea să vadă și altceva și să lași publicul să decidă. Și pentru că ați vorbit de artă și cultură, domnul Cornel, spuneți-mi ce vă vedeți când erați copil? Când voi ajunge mare, o să fiu? Da, întotdeauna mi-am dorit să fiu... Tata era, nu știu de cât, că nu prea cred că am fost atât de bărbătos cum și-ar fi dorit tata. Pentru că mama ce făcea? Tata nu știa să facă, cum se zice la noi, nici să spargă două ouă, adică să facă o omletă. Pentru că el se considera bărbat. Și să gătească, să spele, să facă mâncare, astea nu erau lucruri de bărbat. Și mama ce-a făcut? Mama... Dar mi-am dat seama mai târziu. Mama era cea care se trezea prima ca să ne facă prânzul când mergeam la lucru. Mama se ocupa de gospodărie. Educație? Da, normal. Bine, de gospodărie în ce sens? Se trezea prima, noi ne trezeam pe urmă, bărbații. Că mergeam, de exemplu, la coasă. Se considera că este un lucru greu. Mama se trezea cu jumătate de oră înaintea noastră și ne făcea prânzul, pentru că noi trebuia să mâncăm când mergeam la coasă. De exemplu, la 5 trebuia să ieșim din casă, pentru că după ce răsărea soarele, se lua roua după asta și nu se mai poate cosi. Cine... Deci erați un copil care muncea. Da, sigur, mi-a pus tata coasa în mână la 12 ani. Și ce ați vrut să deveniți când o să fiți mare? Nu, și atunci mă uitam la televizor și îmi plăcea foarte mult... folclorul, deci venind din lumea satului bicorean, satului românesc, îmi plăcea folclorul și țin minte că a venit la noi în sat, pe atunci era orchestra Crișana din Oradea și se întorsese dintr-un turneu din Israel și eu vă dați seama și era tot satul, știi? Am văzut artiști atunci pentru prima dată pe doamna Maria Haiduc, pe deci v-a Florica tras acest Dumare, domeniu tata, al... Da, și zicea Israel. Și știți cum se face prezentările la un ansamblu când ajunge? Ansamblu artistic putare, reîntors de curând din Israel, a participat la... Și atunci începeau să enumere țările, Franța, Japonia, China, Corea, și 20, ca să facă... Și atunci a zis, Doamne, eu, dacă m-aș duce și eu într-un ansamblu din ăsta, aș avea posibilitate să ies de aici, adică să văd și eu lumea. Mi-am dorit întotdeauna să văd lumea. Și ați văzut lumea și ați cutreierat-o, după cum a spus, în lung și lat, în lucruri pe care la alți oameni nici nu visează. La da, vreau să spun că am însoțit ansamblurile artistice din Bihor și cele de amator și în special în ultimii 20 de ani ansamblu artistic profesionist Crișana am peste 40 de țări ale lumii și vreau să spun că nimic nu ducem cu noi decât faptul că vezi lumea, vezi alte popoare, alte nații, alt fel de folclor. E o altă lume. Și ceea ce n-am reușit să văd cu ansamblurile noastre din Bihor de acolo, am văzut pe cont propriu. Dar, nu știu, după ce ați terminat această lansă? Anul trecut, de exemplu, prin vremea asta, pentru că a venit pandemia peste noi, am fost la Varadero, am fost în Cuba, am fost la Havana, am văzut o altă lume. Să vedeți. Sunteți, să înțeleg, un om fascinat, pasionat pentru călătorii. Haideți să vă spun. Nu mă pasionează, de exemplu, călătoriile în lumea supercivilizată. Decât, acum să mă ierte, și totuși în toate locurile vizitate, unde e cel mai bine? Bineînțeles, acasă la Borșa. Dar când a trebuit să vă despărțiți de casa părintească, domnule? Nu m-am despărțit nicio clipă. Să vă mutați din ea, vreau să spun. Nu m-am mutat nicio clipă. Am casa mea, am camera mea și fratele meu știe. Și eu îl vizitez pe fratele meu și pe cumnata deci, mea care sunt la fratele Borșa. Fratele a rămas acolo. Da, fratele meu a rămas acolo și poate suntem o familie de invidiat.
că el, dacă nu are ceva, îmi dă mie telefon. Chiar și astăzi m-a sunat că i-am spus că vin la București, dar nu știa că stau. Și eu când vin fac 4-5 emisiuni, pentru că vă dați seama, distanța este foarte mare și practic acum spun ceva ce n-ar trebui să spun. Nu vin doar pentru o emisiune, adică fac 2, 3, 4, 5, 6, că stau 2 zile. Mi se pare normal, de asta am și venit și noi aici, că am auzit că sunteți la filmări și am vrut și să aflăm mai multe despre dumneavoastră. Da, și vă mulțumesc din suflet că v-ați gândit la mine. Cu toată și dragoste. Nu că v-ați gândit la mine, că v-ați gândit în primul rând la folclorul bihorean. Bineînțeles. Maestre, și pentru că am spus de carieră, am spus de lucrurile pe care vi le-ați dorit, că v-ați visat de mic copil să ajungeți un cântăreț de referință și uite că Dumnezeu v-a ascultat dorința. Când v-ați canalizat pe întemeierea familiei, ce vârstă aveți și cum v-ați decis să faceți asta? Nu știu dacă eram un holchei bătrân, știi? Adică un fecior bătrân. Dar eu am considerat întotdeauna că un bărbat se poate căsători atunci când are o meserie sau o carieră și o casă. Pentru că nu vedeți cât se întâmplă în ziua de astăzi. Și ați reușit să faceți lucrurile acestea? Da, și atunci după care v-ați cunoscut soția. Da, mi-am făcut o casă, mi-am făcut o carieră. Probabil că dacă eram trecând timpul și văzând ce se întâmplă, nu știu dacă reușeam să-mi fac carieră dacă mă căsătoream la 18 sau la 19 ani. Pentru că poate atunci veneau copiii, veneau greutățile, veneau alte cele. Și pe soția noastră cum ați cunoscut-o? Ce să spun, că știți cum sunt ăștia rămași. V-ați întâlnit că erați rămași? Nu, ne-a făcut cunoștință. Ne-a făcut cunoștință. Un consătean, soția mea este sălăjancă, socră mea este din Vârșolț și socrul meu din Șeredei. Și avea un prieten de familie care și soția era canalizată tot pe... Pentru că ea scrie, este ziaristă. Bine. Drumurile vi se întâlnesc, da. Oarecum, că dumneavoastră și compuneți. Ea a văzut, probabil, cariera și lumea. Adică nu era o prioritate căsătoria. Știi, când în momentul în care îți faci carieră, în momentul în care dorești să faci ceva, știi, trece timpul pe lângă tine, fără să-ți dai seama. Și numai te trezești că... Na, și s-a dus la... Eu eram prieten de familie cu această familie care erau consăteni și prieteni cu socrul meu, tot sălăjeni. Și când știi cum se duce cu Iordan Botez, nu știți un băiat bun pentru fata noastră. No, uite, așa zice, mă, avem noi unul aici, că se cunoșteau și știa că și soția avea, eu aveam 35, soția 33. Și să fiți sănătoși. Să vin din suflet. Și știu că este fică de preot. Da. Dânsa. Tata, păi da, pentru că tata socrului este preot în în Oradea. A fost și este. Că și când v-a cunoscut și a auzit că sunteți cântăreț, sunteți artist, cum a primit vestea și cum v-a acceptat în familie? Că se spune că preoții au, dincolo de meserie, au înțelepciune. Peste chestia asta trecem. De ce să trece? Trebuie să ne oprim aici. Nu se poate. Că nu v-a acceptat. Cred în așa. Faceți-o pentru noi, pentru mine și pentru telespectatori, da. Mărturisirea în exclusivitate. Nu prea m-au vrut, dar Monica, pentru că și cealaltă sora lui Monica este căsătorită tot cu preot. Și știți cum e. A vrut să fie în familie, am înțeles. Nu, dar așa, e altceva. Este altceva, nu știu. De exemplu, sunt niște rânduieli pe care în lumea obișnuită nu există. De exemplu, când se adună duminica la masă, ei nici nu mă cunoșteau, pentru că eu apăream foarte mult pe vremurile, făcuți 20 de ani, pe televiziunea națională și apăream la Tezaur Folcloric și la astea. Ori tezaurul era undeva în jur de ora 12 și atunci când veneau de la biserică, se stângeau televizorul, fiecare persoană din, de exemplu, familia Bota era pe o parte, familia Borza pe o parte, tata socru era în capul mesei, se făcea rugăciunea. Deci asta era tradiția în familie aceasta cu preot. Da, exact. Este un alt... ei, în fiecare duminică sunt împreună cu familia. Păi nu și există, dumneavoastră și eu, nu vă adaptați? Eu, ba da, m-am adaptat, dar știți cum e? Eu veneam din altă lume.
nu avem ce să discut. Ei discută despre, să zicem, despre preoți, despre, știu eu, sfinți, despre... Evanghelia din biserică și așa mai departe. Da, cum a fost la biserică, cum te-ai descurcat, cine a făcut predica, aceea, da, niște lucruri pentru mine... Un teren necunoscut. Un teren necunoscut, da. Păi și cum a ajuns totuși și să vă accepte? Și până la urmă, nu m-a acceptat pentru că soția mea, Monica, a spus, ăsta este și... Trebuie să acceptați. Deci a fost iubire cu adevărat între dumneavoastră și soție, cu care aveți o căsnicie de 20 de ani și vă spun mulți înainte. Sănătoși și fericiți. Și cu siguranță n-a fost ușor și ați trecut și prin bune și prin rele, dar credeți că a fost la nivel de cuplu cea mai grea cumpănă peste care n-ați putut trece? Sau ați avut în căsnicie un moment de blocaj? N-am avut niciodată. Pentru că am știut, știți cum e când ești... De la miază seară încolo, cum să zice la noi, adică mai copt, vezi alte lucrurile. Și poți să treci altfel. Deci știu când nu ating niște lucruri care știu că nu-i place. Nu atinge niște lucruri pe care știu că nu-i place. Iar dacă mă înfurii câteodată și încep și îmi dau drumul la repertoriu, știi? Tace, nu zice nimic și se duce. Când văd că e nervoasă sau că are, normal. Da. Că, de exemplu, eu sunt un dezordonat și acum face curățenie și îmi trece prin minte pentru că sunt un aiurit. Nu, sunt un aiurit. Înțelegi? Și îmi plac, de exemplu, pantofii. Am dacă îți povestesc că... Păi despre pantofi voiam să vorbim pentru că dumneavoastră vă plac pantofii și totuși în postările de pe Facebook sunteți desculți. E un fel de cizmarul fără flipuri. Nu. Hai să spun. Deci postez poze și postări cu... artiști cu și am 20, 30, 50 de like-uri, da? Și postez lumea satului românesc așa cum era de mult, pentru că așa. Și acolo nu puteți apărea cu pantofi lăcuiți. Păi nu, deci pornim de la începutul emisiune. Copilăria. Păi știi că noi nu ne încălzeam deloc. Păi de-aia aveți coloana dreaptă, mergeți drept, maestre. Dar nu ne încălțam. Serios, și umblam de scuiți. Serios, ca o influență foarte mare. Deci umblam de scuiți. Se spune că pământul preia energiile negative ale omului. Bine, dar nu se știa. Acum s-a făcut o teorie de energie. Nu se știa atunci. Trebuia vara să umbla de scuiți și... Da, stai că era lumea atâta de săracă și îl țin în minte pe unchiul Toghiere, știi? Și cântau, nici nu se încălța și erau picioarele la el nici iarna și erau picioarele mai late decât nu, lumea era săracă, era altfel. Câte perechi de pantofi are Cornel Borzan prezent? Atunci n-avea că era desculț în copilărie, dar acum că a ajuns să se încalțe, dețineți un dressing întreg, sunteți un colecționar atât de fascinat de pantofi? Da, sunt. Mă duc în America tot la 2 ani și vin cu câte o valiză, pentru că acolo, de exemplu, când intră în modă, moda în februarie, la un produs, anul viitor e vechi și de la $300 îl scoți la... Adică peste un an e cam... $30. Mai jos, mai coboară. Am luat și cu 12 și cu 15. Și atunci domnul Cornel Borza apare în România cu noua modă. Pentru dacă, că acolo se la noi. Nu, știi de ce? În America, și îmi place să mă duc acolo la cumpărături sau la shopping, cum se spune mai nou, pentru că acolo au produse din toată lumea. Deci, dacă de toate te duci, pentru toți. Nu, dacă te duci în Europa, găsești numai europene. Produse din Europa, care dacă vii în București sau dacă vii în Oradea, găsești 40 de perechi la fel. Dar din America, de exemplu... Deci vreți să fiți mai unic? Din America, întotdeauna am fost unic. Și avea vorbă Florica Duma, Dumnezeu să o ordignească. Și și-a atras multă ură din partea colegilor noștri. Zicea, bă, ori ești primul, ori lasă-te. Aici nu trebuie să fii nici loc... Ca să fii diferit, trebuie să fii unic, nu? Nici locul 2, nici locul 3, nici locul 4 nu există. Așa și în folclor. Trebuie să țintești cât mai sus, să aspiri către înalt. În fiecare... Bine, că nu-ți mai povestesc, că și la cămășile... La cămășile de vară, de exemplu, mi-am desfăcut garderoba de vară și vreo 200 și ceva de cămăși și vreo
tricouri nu mai știu, 150-200. Așa e că mărturisiți în premiera asta la noi la folclor. Da, nici nu, pentru că nu m-a întrebat nimeni. Nu m-a cântat și hai. Eu v-am spus de câte ori v-am văzut în studiourile noastre la Etno TV că tot timpul veniți cu moda. Domnul Cornel, este un lucru de spus. Aveți o vârstă respectabilă. Da, dar știi ce zice nevastă? Și totuși știți să fiți mereu tânăr. Dar nu știi ce zice nevastă? De sucru dumneavoastră care este bine că nu mă vede vestimentația asta. Dar nu mă duc eu la biserică. La biserică mă duc, îmi trebuie să te duci la biserică. Am că mai vin eu la București și mă mai plimb pe aici, că nu mă cunoaște nimeni, că nu mă vede nimeni, dar m-am dus și ieri în piața și eram cu mască și m-am dus în piață și mi-a luat niște apă și zice, așa de bine se mă las, zice, cu cineva, zice, cum cântăresc din ăla de... și zic, da, nu, e adevărat, zic că mai seamănă lumea, mai seamănă lumea, zice, no, 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 zice, sunt de ăla de la Bihor, zice, las că știu, eu zic, eu, doamna, știi? V-au dezavăgit oamenii? Da, mulți. Dar și de ce, cu... domnul Cornel? Că sunteți un om deosebit, sunteți un om calculat, sunteți poate... un om sincer și oferiți o prietenie sinceră. Da, poate că și eu am dezamăgit la rândul meu. Credeți că eu nu fac gafe? Credeți că nu dezamăgesc? Credeți că... Nu vă simțiți un om fără greșeli? Da, nu m-am simțit niciodată. Care a fost păcatul dumneavoastră cel mai mare? Că am avut încredere în oameni. Dar tot... Dar Dumnezeu n-a avut încredere în noi? Ba da, a avut încredere în noi, dar tot eu că am vrut să revin cu partea a doua și tot eu de multe ori, ba, poate că a greșit că a fost tânăr sau poate că a greșit că... Ați încercat să scuzați. Am încercat să scuz, dar din păcate atunci când, poate că și asta e un păcat al meu, că dacă mi-ai greșit cu ceva... te-am iertat, că eu te-am iertat, nu pot, artiștii în general și oamenii care lucrează cu cântecul, vorbesc de partea artistică, că suntem cântăreți de muzică populară, că suntem cântăreți de muzică ușoară, că artiști sunt în artiști general. În general. Da. Noi lucrăm cu sufletele oamenilor și nu avem cum să fim răi. Nu cred că un artist poate să fie rău. E un plus infinit, minus infinit. Adică am venit de undeva și plecăm undeva. Nu știm care este destinul nostru. S-ar putea să fim un experiment a unei civilizații mult mai înaintate. Nu se știe. Deci e un necunoscut, pentru că n-a venit nimeni de acolo să vină să ne spună, domnule, din lumea cealaltă, da, așa că visăm, e una. Și una e una și alta e alta, adică nu s-a amestecat. Dar și lucrurile astea pe care le-am făcut și părerea mea și religia și cărțile și toate sunt scrise... Pentru că trebuie să existe o lege între noi, oamenii. Și acum poate mulți dintre telespectatorii noștri se vor supăra pe mine, dar ce-i făcut de mâna omului este relativ. Și aici vreau să închei subiectul. Nimic nu e întâmplător și undeva de undeva venim, undeva ne ducem. Mie da. Mi-a intrat, iată, și în gând și în suflet ceea ce a spus. Da, eu vă mulțumesc încă o dată, să vă dea Dumnezeu sănătate, să ne dea un an mai bun, să trecem peste greutățile care sunt acum și sunt ferm convins că vom trece, pentru că poporul român întotdeauna a știut să se bucure de bucurii, s-a întristat de tristeți, iar după nor și ploaie vine vreme bună. Ei bine, în emisiunea de astăzi am avut foarte multe lucruri de învățat și dați-mi voie să vă spun că nu a decurs la fel ca și alte emisiuni, pentru că maestru Cornel Borza, încă de la începutul emisiunii, a lăcrimat văzând și abordând acest subiect al copilăriei. Dar am învățat un lucru, că de undeva venim și undeva ne ducem. Așa că trebuie să fim fericiți pentru toate lucrurile pe care le trăim, toate lucrurile care ni se împlinesc și totodată dezamăgirile pe care le avem. Bun găsit, dragii mei! Parcă aș fi o scufiță și m-ați întrebat oare unde merge la vine. Ei bine, m-am gândit să merg la un picnic.
cu îndrăgita artistă și imediat vă spun despre cine este vorba. Cert e că este tânără, e talentată și vreau să vă spun că, deși are doar 27 de ani, are cu adevărat o poveste de viață. A învățat să prețuiască sănătatea, propria viață și totodată să știe care este menirea pe acest pământ. Eu sper ca la picnicul de astăzi să aflu cât mai multe lucruri despre frumoasa Mihaela Apostol. Haideți să ne pregătim coșulețul și păturica să facem picnicul pe care vi l-am propus azi. La picnic n-am mai fost de mic copil, dragi telespectatori, și mă bucur că am ales acest cadru extraordinar în care două prietene pot trece dincolo de micile ecrane și pot face câteva mărturisiri și așa cum v-am obișnuit cu premiere la Folclorul sub lupă, pentru că fiecare artist vine în această emisiune să fie sub lupă și aproape de sufletele dumneavoastră. Ca invitată astăzi este prietena mea dragă, artistul deosebit, omul și mama Mihaela Apostol. Bună, draga mea, și mă bucur că ai acceptat invitația. Mulțumesc din suflet că m-ai invitat în emisiunea ta, Lavinia. Este o onoare pentru mine, pentru că știi foarte bine cât de mult te iubesc și cât de mult te apreciez ca și om, ca și prezentator, ca și mamă. Ca tot. Îți mulțumesc din suflet, ba chiar și numărul la mașină l-ai ales după numele meu, nu? Da, nu, a fost. Și sper să-ți aducă mult noroc. A, Doamne ajută, a fost o bucurie așa când am văzut numărul mașinii, că nu am luat-o chiar nouă. București, love. Love, să fie și cu love. Love, pisicuța la vine, am botezat-o și m-am gândit numai la tine. Ești un om deosebit, Mihai, și nu întâmplător ești la emisiunea Folclorul sub lupă, deși emisiunea le este adresată tuturor artiștilor. Sunt aici povești de viață pe care oamenii aleg să le mărturisească pentru cei de acasă și dăm voie să spun că, deși ai o vârstă nu înaintată, ești tânără în floarea vârstei, ești mămică, tu ai cu adevărat o poveste de viață, adică în spatele tău, în inima ta, se ascunde o poveste de viață și aș vrea să o luăm eșalonat, așa cum obișnuiesc deseori să o fac, și să ne spui de faptul că Mihaela era un copil cu minte bun, crescut în credință. Mai ai doi frați mai mari, adică tu ești mezina familiei, da. Și de aici încolo te las pe tine să ne spui de amintiri din copilărie. Păi da, sunt mezina familiei, mai am o soră mai mare și un frate și mai mare, Alina și Florențiu, de care sunt tare mândră. Au fost modele pentru mine în viață. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a plasat așa în familia asta, practic, cu doi părinți minunați, care sunt icoana ochilor mei, pot spune asta, pentru că ne-a crescut frumos, uniți, cu frică de Dumnezeu. Vreau să-mi spui cum erai copil și dacă ai avut lipsuri, Mihaela. Bineînțeles că lipsuri au fost, dar nu foarte mari, adică nu vreau să fiu acum nici așa răsfățată, știi? Că mi-a dat Dumnezeu tot ce mi-am dorit eu. Nu știu lipsuri, ce să zic. Lipsuri poate că îmi doream eu mult mai mult față de cât aveam și nu știam să apreciez ceea ce am. Dar nu mi-a lipsit nimic și mulțumesc Dumnezeu pentru asta. A fost un copil răsfățat, am fost un copil iubit, talentat. Mezina familiei, practic. Până ce în familia noastră au venit alți copilași, pentru că părinții mei sunt asistenți maternali. Asta au ales și să facă, adică au urmat această meserie încă de când voi erați mici? Da. De când eram eu la grădiniță, părinții mei au plecat împreună în străinătate pentru a avea un venit mult mai mare. Pentru a vă putea întreține. Exact. Și s-au gândit ei așa că nu pot sta departe de copii, că eram trei, îți dai seama, doi stăteau la o mătușă, sora mea și fratele meu, și eu stăteam la altă mătușă. Și sufeream foarte mult, foarte mult. Îmi amintesc așa cu tristețe momentele alea, că eram la grădiniță, eram micuță. Vezi, ăsta îl poți numi un lips, că ai avut o perioadă în care nu ai fost cu dumnealor. Uite, da, a fost cam jumătate de an. Deși primeam dragoste, primeam afecțiune, nu făcea diferență mătușa mea între mine și verișorul meu, care este de aceeași vârstă cu mine. Deci pot spune că a fost ca un frate pentru mine. Dar nu erau părinții mei, știi? Normal. Nimeni pe lumea asta nu poate înlocui prezențele părinților. Așa este.
Și asta a durat jumătate de an, după care s-au hotărât să vină în țară. Păi, în țară ce să facă? Atunci, chiar la început, când s-a înființat asistența maternală, au auzit ei despre proiectul ăsta, despre ceea ce au înființat ei. Și au zis că, wow, nouă ne plac copiii, noi iubim copiii, asta trebuie să facem. Hai să încercăm. Și cu ocazia asta ar fi stat și au da, stat și foarte mult alături de noi. Voastre. Da, da, așa prezent. Este. Și de atunci chiar au fost prezenți non-stop în viața noastră și cu ocazia asta am avut și încă vreo 7 frățiori pe lângă. 7 frățiori? 2 câte 2, da. Nu-mi vine să cred. Și vouă nu vi s-a instalat gelozia? Păi hai să-ți povestesc. La început, eu fiind mezina, a venit Sunziana, o fetiță extraordinară. Era cu 3 ani mai mică decât mine. O fetiță frumoasă, blonduță, așa, cu părul alb. Nu era blond, era alb, cu ochii albaștri. Mi-a zis că o popușică. Și am zis, Doamne, mi-ai trimis o popușică, nu mi-ai trimis un gosurioară, știi? Asta până când toată atenția era spre ei, că era cea mai mică și avea nevoie. Deci Sânziana chiar a avut nevoie de atenția întregii familii, pentru că e un caz așa mai sensibil. Vine dintr-o familie mai sensibilă. Dar nu o să dezvolt asta acum. Cert este că eram geloasă, într-adevăr, până când m-a luat mama la o ședință, așa, dar mi-a explicat atât de frumos că Sânziana nu are familie și că Sânziana nu are mamă, nu are tată, nu are frați, nu are pe nimeni. Și tocmai de aceea a venit în familia noastră, pentru a avea și ea o familie. Și am plâns, îmi amintesc că am plâns, că nu pot să-ți reproduc acum exact cum mi-a zis mama, dar m-a făcut să înțeleg. Deci din momentul ăla eu am înțeles că nu mai sunt eu mezina, ci că cei mai mici trebuie să îmi ia locul. Trebuie ocrotiți. Da. Mi se pare foarte frumos modul în care mama și tatăl tău au abordat aceste situații. Adică nu vi-a ilustrat ca pe niște străini, pe cei 7 copii care au intrat în familia voastră, ci frații care exact. Aveau să crească împreună cu voi. Dar vreau să zic că, uite, Sânziana acum are 23 de ani și anul acesta s-a măritat și a plecat de acasă de la noi. Adică ea a rămas în continuare, deși sistemul a ieșit din sistemul asistenței sociale. Sora noastră, n-aveam cum să-i spunem altfel sau să plece de unde, de acasă. A fost vreunul din cei 7 copii care nu au avut un comportament tocmai mulțumitor sau cu respect față de părinții tăi? Nu, nici eu nu. Nu știu, mi se pare că sunteți o familie binecuvântată, pentru că asta chiar e o misiune de la Dumnezeu, da. Să poți face față. Practic aveau o grădiniță cu 10 copii părinții tăi. Ei, da, da. Au luat treptat copiii, cei drept, da. Dar nu te gândi că la noi mereu veneau nepoții, toate neamurile, la noi trag acolo, că părinții mei stau undeva în centrul Fălticeniului și care cum veneau de la țară sau chiar și din oraș, ieșeau, nu știu, să-și plătească factura, veneau la ei mei la cafea, la noi acolo, nu pot să zic chiar ca la Gara de Nord, știi? Dar toată lumea vine acolo, la noi, acasă, la cafea, la masă, suntem o familie cu toții. Cât de frumos! Eu cred că te-a ajutat foarte mult și pe tine în dezvoltarea personală, da, și emoțională. Sigur, da. Tu ai fi dispusă, acum că ești și tu mamă, în viitor să faci același lucru? Uite, vreau să-ți spun că la un moment dat, uite, părinții mei au acum 2 băieței. Băieții, mă rog, că-s băieți în toată firea. Ionuț, 12 ani și Sebi, 16 ani, la liceu. Ei, Ionuț trage mai mult la noi. Că în vacanța asta la noi, pe timpul pandemiei asta la noi și-a făcut prieteni, noi ne-am mutat la Rădășeni, lângă Fălticeni, la 5 km și stăm la curte. Și-a făcut prieteni acolo, în sat. El zice că eu sunt mama lui, știi? Deci așa zice, da. Deci cumva e al treilea copilaș al meu, deci, deși cumva nu stă mereu la mine. Da, da. Și uite, am avut la un moment dat ideea asta de a-l înfia pe Ionuț. Și nu eram 100% sigură. Am zis, băi, eu am 2 copilași ai mei, mi-aș dori foarte mult să fac asta. Dar nu eram sigură. Trebuie așa, să fii convins 100%, da, ca da. Să nu faci să suferim un suflet. Exact, exact. Și m-am dus eu la preoții mei de acolo din Bucovina, că sunt mulți, prietenii mei preoții, la care apelez când am eu ceva pe suflet sau chiar și o bucurie, îi sun mereu. Și m-am dus la ei și am cerut părerea.
Și mi-a zis, toți. Deci nu a fost unul să-mi spună, da, ia-l, înfiază-l, știi? Mi-a zis, nu, Mihaela, tu ai doi copii ai tăi, el poate să crească pe lângă cei doi copii ai tăi, dar e mai bine așa. Și atunci am zis, păi, oamenii ăștia știu ei mai bine de ce, nu mai pune întrebări. Stă așa, pur și simplu. Știi? La urmă, dragoste o poți oferi neavând niște acte neapărat, bineînțeles. Exact, nu actul ăla e important. Important e să nu faci une diferențe și să îl iubim sincer și să-l creștem așa cum îi creștem pe ai noștri, știi? Pentru că așa am fost și noi crescuți. Uite, din contră, băiețelul celălalt mai mare, de 16 ani, la vârsta de 8 ani, a fost înfiat de către o familie. A stat în adopție 2 ani de zile la persoana respectivă. Nu s-au înțeles sub nicio formă, pentru că el chiar era cel mai alintat. Și mama mea este o femeie foarte blândă, dar dacă te-ai luat de sebe al ei... Deci nu cred că reacționa pentru niciun copil de al ei, noi, cum a trei fost copii. Cum pentru da, el. Da. Și cât de mult a suferit mama când a fost înfiat Sabin și cât de mult s-a bucurat mama când a revenit înapoi în familia noastră. Foarte mult. Deci chiar îi consideră, dumneavoastră da, îi consideră da. Copii, proprii copii. Clar, doar că nu da, le-a dat viață, da, este da. Mamă cu adevărat pentru că îi crește. Da, știi cum se spune, că nu tot timpul cei care îți dau viață sunt și părinți. Părinții este ăla care te crește, care te educă, care te iubește, care îți oferă așa un sprijin în viață, din toate punctele de vedere. Îți amintești o cumpănă a vieții tale, adică a vieții tale de până în prezent, sigur, copil fiind sau, iată, în școala generală, în liceu, care te-a marcat pe tine foarte mult și poate nu cu plăcere îți amintești de ea în prezent? Da, am avut două mari. Una, când era să mă înnec în Iaz, la noi, la Fâldicini, eram foarte mulți copii, eram în generală chiar, și mi-au zis părinții mei că le-am cerut voie, de obicei le ceream voie, adică tot timpul, nu plecam niciodată fără să-mi cer voie de la ei mei, nu mi-au dat voie. Și am zis că, bine, atunci merg în parc sau unde mergeam eu. Și ai mințit. Și am mințit. Și am plecat la Iaz cu ceilalți mulți colegi de ai mei. Și am mai furat de acasă și o saltea pneumatică și eu nu știam să not. Și... eu m-am pus pe saltea cu încă o prietenă de-a mea spre apa mare, prietena mea spre apa mică. Și tot spuneam să nu învârtiți salteaua, că noi nu știm să notăm. Și a învârtit cineva salteaua și eu m-am dus spre apa mare, iar prietena mea spre apa mică, nici ea nu știa să noate. Ea a scăpat, eu era să mă înnec. Dar vreau să spun că... Wow, cum îmi amintesc momentul ăla, Doamne! La un moment dat nu mai puteam să mă... eram așa... simțeam că nu mai am putere, că m-am zbătut mult acolo. Ceilalți credeau că eu fac mișto și că râd, știi? Că făceam comic, probabil. Dar m-am chinuit mult acolo și la un moment dat am zis, gata, nu mai pot. Eram super conștientă că eu o să mă duc acolo și că nu o să mai exist, da. Și în momentul ăla, toată viața mea, familia, părinții mei, cum suferă aia mi-a venit în cap. Și gata, m-am lăsat. M-am lăsat la fund. Și am văzut așa că era soare, am văzut doar o rază așa de lumină așa de la soare și am zis, Doamne, iartă-mă și m-am lăsat la fund. Nu mai aveam puteri și eram conștientă, nu știu cum să te explic sentimentul ăla, dar e un sentiment de nou. Dar mie nu vine să știi că mori, știi? E un sentiment, nu știu, unic așa a fost ceva, nu vreau să-mi amintesc. Ei, să-ți spun ceva, ei, în momentul în care eu am făcut cruce, că eram conștientă cu limba și am zis, Doamne, iartă-mă și gata, eram împăcată că mă duc. 2 secunde cred că a durat și 3 băieți mari, nu le știu numele, nu știu nici în ziua de azi cine erau, dar au venit de la distanță că au văzut că eu chiar nu fac mișto acolo și ceilalți râdeau, știi? Da, da, 3. Să le dea Dumnezeu sănătate și în ziua de azi mereu când îmi amintesc și povestesc momentul ăsta, spun asta, să le dea Dumnezeu sănătate că au venit și m-au salvat. Da, ăla a fost unul. Miha, nu știu... Crezi în soarta omului sau în eu ceea ce Dumnezeu a hotărât? Pentru că au fost atâția da. Copii care au făcut astfel de lucruri, da? Au mers să noate împreună cu colegii sau de ce nu da. Să meargă la baraje și totuși poate știau să noate și da. Acolo eu cred foarte mult în Dumnezeu și atunci și chiar de micuță pentru că m-am adus la biserică de, știu eu, cred că de când m-am născut.
Iar apoi am avut norocul de a o avea învățătoare pe doamna Maria Tănase de la Fălticeni, care coordonează grupul Balada. Și doamna Maria Tănase și-a pus amprenta puternic din punctul ăsta de vedere și nu numai în sufletul meu, că mergeam, ne ducea la biserică în fiecare duminică în strană. Eu știu slujba pe de rost. Și mai punea și un bonus, știi, la ăia care mergeam în strană să cântăm, că era învățătoarea noastră. Și ne stimula cu chestia asta, știi, să nu lipsim de la strană. Deși mie mi-a plăcut mult dintotdeauna. Simțeam așa că e locul meu acolo, știi, duminica. Da. Și crescând așa în mediul ăsta, așa am fost formată, practic, deci, știi? Să știi că ai mir în frunte și că ești o persoană binecuvântată. Da, simt asta, da. Și uite că te-ai născut a doua oră, cum s-ar spune. Da, exact. Și n-a fost singura ta cumpănă, pentru că tu ai spus că una din cele două cumpene. Da. Ai mai avut una? Și am mai avut una și sper să nu mai am niciodată. La vârsta de 16 ani am avut o răceală foarte puternică. Și nu mai dădea nimeni de capăt. Și o doamnă doctor de la noi, de la Fălticeni, i-a zis, mamei trebuie să facă Cefort, e un antibiotic foarte puternic. O să-i treacă cu Cefort, ai să vezi că e foarte puternic. Da, bine. Și a venit doamna asistentă într-o dimineață să încep tratamentul. M-a luat din somn. Mi-a făcut Cefort, o dur foarte rău. Că eu am făcut și moldaminii la viața mea și știu ce înseamnă și un moldamin și Cefortul ăsta. M-am dus la baie să mă spăl pe față, simțeam așa că amețesc, știi? Și a început să mă mănânci foarte tare pielea. Și am stricat-o pe mama, nu mă simt bine. Ridică mama bluza, plină eram de beșicuțe. Am făcut șoc anafilactic la Cefort. Dar plină și ce înseamnă peste tot, urechi, față, mâini, tot. Și am amețit foarte rău. Mama, deci era mama, mătușa, sora mea și atât, erau acasă și toată lumea s-a la salvare. Mama la o salvare, la salvare, vecina de la etajul 1 la salvare, că era țipete, puternice, da, da. Vecinul de vis-a-vis s-a la o salvare, deci toată lumea s-a la salvare. M-a schimbat mama repede, am ieșit în fața blocului, am căzut, nu mai știu o perioadă ce s-a întâmplat, dar știu că am ajuns la spital cu vecinul de vis-a-vis, nu aștepta salvarea. Și am ajuns la spital și mi-amintesc doar cum m-a pus pe un pat și era toată lumea alarmată și agitată. Era șefa spitalului pe atunci și avea acces ea la un dulap cu ceva mai, nu știu. Mi-amintesc că vorbeau despre asta și mi-a adus așa fiole multe și tot îmi făceam injecții în veni. Probabil ca să elimine antibioticul care ți-a fost administrat. Da, da. Și mi-a zis, 5 minute mai dura. Dacă nu ajungeai în 5 minute, erai... Da. Și am stat în perfuzie 3 zile atunci. Vai, durere mare a fost. E că durere mare pentru mine care te-a spus și acum. Eu sunt fericită că am depășit momentul, știi? Toată lumea citea... Asta mai amintesc din zilele alea, că citeau acatiste la ușă acolo, la mine. Da, uite, vezi că Dumnezeu m-a ajutat să depășesc și momentul ăsta și sunt sigură că dacă vor mai fi vreodată în viața asta, la fel mă va ajuta, așa simt eu. Le vezi ca pe niște încercări. Da, prin sigur. Care tu te-ai făcut practic mai puternică. Sigur, da. Crezi că există o limită sau fericirea este limitată de astfel de momente și poate nu numai de astea, ci și de viața că... de familie. Da. Mai cred, la fel cum cred în Dumnezeu, mai cred că și nimic nu este întâmplător în viața asta, știi? Că de fiecare dată când ceva mă lovea, sau cum se spun, când o ușă se închidea, se deschidea una mult mai mare și mai bună. Deci ai trăit asta pe pielea ta. Da. Dar și de ce omul oare se revoltă sau își pune întrebarea, oare de ce am meritat eu asta? Exact, oare nu trebuie să mulțumim în loc să ne întrebăm de ce? Da, niciodată n-am întrebat de ce și nici nu o să întreb. De ce, Doamne, nu? În primul rând e păcat, pentru că știe el de ce. Că nu-i locul tău, nu-i drumul tău ăla. Clar, de multe ori mi s-a întâmplat să-mi fi dorit eu ceva și să nu se fi realizat ce mi-am dorit și imediat mă redresam că îmi dădeam seama că nu trebuie să fac aia, eu nu trebuie să fac aia. Și îmi dădeam seama ulterior că, Doamne, așa a fost, cum trebuia, știi? Că era mult mai bine.
Și uite că, deși ți-a fost poate adolescența marcată de astfel de evenimente, ai continuat, ai devenit un adult împlinit profesional, un artist și cu un statut la care poate oameni trecuți prin viață nu au ajuns și uite că pe tine te conturează lucrul acesta și știu că este, între ghilimele, meseria, pentru că tu o faci cu plăcere, pe care ți-ai dorit-o cu adevărat, aceea de a fi artist, de a încânta publicul. Da, într-adevăr. Păi din clasa a doua eu mă vedeam așa cum mă văd acum, știi? De când... Visul a devenit da, realitate. Exact, exact. Știi ce-mi doream eu când eram mică? O maimuță și un microfon adevărat. Serios. Maimuța și uite că avut-o? Eu am două maimuțe acum. Copiii, nu? Îmi doream așa să stea, mereu să stea să mă iubească, așa, să o țin așa la gât. Și asta am acum două maimuțele mici care mă iubesc necondiționat și sincer, că sunt puri. Și microfonul ăla și microfonul. Deci ăsta era visul meu. Chiar dacă acum în pandemie a mai luat pauză de la cum îl purta peste da, tot Mihaela cu ea. Dar cu siguranță și aceste lucruri vor trece. Sigur. Însă spune-ne și de partea sentimentală, Mihaela, cum ți-ai întâlnit soțul și la ce vârstă? Soțul meu? Păi soțul meu l-am întâlnit la 17 spre 18 ani. Și m-am îndrăgostit. Bine, la început nu m-am îndrăgostit, pentru că soțul meu a mai fost căsătorit odată, iar eu știam că el este însurat, știi? Și ne-am întâlnit într-un cerc de prieteni și la început servește un fresh, servește o cafea sau, știi? Dar eu cunoscându-l că orașul Fălticeni este mic, zic, Doamne, Maica Domnului, uite-o-lea că ce face omul, știi? Și eu nu, dar foarte așa, toioasă, știi? Nu și nu. La un moment dat îmi spune, mă roagă frumos să-i dau, să sun un minut pe mama lui, că i s-o închis telefonul și că... Nu știa cum să da. Intre în discuție cu tine. Nu, stai să vezi ce-a făcut, dar eu copil fiind, deci știam eu de astea, știi? Și am dat telefonul, poftim, na, doar suntem oameni. I-am dat telefonul și-o dat bip pe numărul lui. Nu poți să da. Crede pe telefonul da. Tău. Wow, da. Deci a luat și da. Acces la informație. Da, a dar avut, nu știam adică... eu de astea, știi, na, că nu mă gândeam că o să fac asta, știi? E, și vreau să spun că o săptămână m-a sunat în continuu. Nu i-am răspuns, că știam că el m-a sunat cu număr ascuns, m-a sunat cu număr de pe alte numere. Nu răspundeam. Efectiv, nu știam că nu mai este însurat, știi, trecuse vreo 2 ani. Nu aș ceva, 2. Și după o săptămână, gata, s-a plictisit, m-a lăsat în pace, știi? Și am zis că, eu învățată să mă sune, știi, seara, dimineața, la amiază. Aflasem eu, am un prieten de-al nostru, de familie foarte bun, în grupul ăla de prieteni, știi? Și la un moment dat o apela la el ca să iese cu mine la o cafea și apoi să ieșim toți, știi, să vină și el, soțul meu. Și mă sună și zice, uite, eu îți spun ție acum că na, nu pot să fac de astea, uite, m-a sunat Severin, nu vrei să ieși la o cafea cu mine? Și să vină și el acolo, tu chiar nu vrei măcar la o cafea să ieși cu omul ăsta? Și zic, nu, domnule, că e însurat. Oh, dar ești în urmă cu știrile, nu mai este însurat de una jumate, doi chiar. A, da? Na, oricum nu vreau. Nu vreau, na, i-am ținut-o cu nu, acum ce fac, știi? E, și eu spus că nu vreau. Uite, acolo un beculeț în cap la mine s-a deschis așa, numai pentru știi? Felul în care te-a abordat și insista, da, nu? Da. Îți trezea curiozitate. Exact, dar știi ce am făcut? Două săptămâni l-am ținut așa în șahmat. Sunam cu număr ascuns. Îi spuneam că sunt o tipă Adelina din Suceava care m-am îndrăgostit. Dar mereu îmi spunea că nu, tu ești Mihaela. A, deci el... Dar eu mă dădeam drept altcineva pentru că seara mă plictiseam, știi? Și dacă știam că nu e însurat, hai ce să poveste, ne distrăm, știi? Mia. Da, da. E, două săptămâni l-am ținut așa până m-am dat eu de gol că-s Mihaela și eu zic, gata, hai, nu ne mai jucăm, ieșim la o cafea, ne cunoaștem. Da, bine, hai, și am ieșit la o cafea, undeva la Gura Humorului, foarte fain, o ales și o locație așa, că știa despre mine că eu cânt, tradițional așa, adică să mă impresioneze, nu știi? Da, și asta la cafea am povestit și mi-am dat seama așa că e un om sufletit și un om bun și merită așa să mai ies și la a doua cafea, știi? Și din da, a doua cafea așa... s-a înfiripat dragostea. Da. Dar l-ai simțit că ar putea să devină tatăl copiilor tăi sau te gândeai să întemeiezi o familie cu el sau pur și simplu priveai ca pe o relație trecătoare? Nu ca pe o relație trecătoare, că eu am luat-o în serios. Că m-am îndrăgostit și eu când mă îndrăgostesc iau lucrurile foarte în serios, nu e așa, ori e alb, ori e neagră, nu există gri, știi?
Dar nu mă gândeam eu atunci că o să, na, la măritat, la copii, că aveam aproape 18 ani, adică, știi ce zic? 18 ani? Da. Până l-am dus la ei mei acasă, că aflase ei mei între timp și nu prea au fost așa de acord, că era diferența mare de vârstă, 12 ani diferență între noi, știi? Măi, copilule, dar ce faci tu? Ești copil? Na, 12 ani, totuși. Până l-au cunoscut. Că la un moment dat m-am enervat și l-am dus acasă, știi, gata. Și da, știi cum? Mamă, tată, de seară vine Severin să-l cunoașteți. Și a rămas așa toată lumea, na, bine. Să vină, na, tata mai ales. Cu tata eu am vorbit orice. Tata meu e echilibrul meu în viață. Amândoi sunt sufletul meu, dar cu tata vorbesc așa mai altfel, știi? Da, ai și avut noroc să ai părinți cu care ai putut discuta, da, un tată clar, care să te înțeleagă și clar, la fel să primești ce oferi. Și mama m-a înțeles mult și mă înțelege. Dar mama e așa, probabil eu sunt berbec, știi? Și așa mai dintr-o bucată, impulsivă, știi? Mai da, impulsivă, da. Mama e mai molicică, așa, nu pașnică, știu cum să zic, pașnică, da. Nu doar de sebi să mete, e atât. În rest, n-ai cum. Na, și... Că să zic eu, tata e leu, el a fost acolo, cu familie. Trebuie să fie acolo, ținută la butelie, ca da, să, nu? Da, 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 exact. Să ai adrenalina la da, rang da, înalt. Da, da. Și am respectat mereu și am ascultat, știi? Dar uite, aici n-am ascultat. Până ți-am zis, l-am dus pe soțul meu acasă, i-am spus, uite, el este Severin, l-am stat de vorbă, le-am spus ce, exact ce intenții are el vis-a-vis de mine. Și l-am simțit că tata n-ai, tata simte om. Și l-am acceptat. Da, da, da. Și îl iubesc foarte mult. Da, da. Și ai alături de Severin doi copii minunați, o fată și un băiat. Da, Maria și Maria Antoni. Și Antoni, da. Mulțumesc lui Dumnezeu, sunt comorile noastre. Te-am cunoscut, Mihaela, în vremea în care erai însărcinată. Te-am cunoscut și cu un bebe mic, te-am cunoscut și că ți era sufletul purice așa, pentru că îi lăsai pentru o zi ca să poți ajunge în București, să vii la filmare, să te întorci. Nu ți-a fost ușor și vreau să lăsăm modestia deoparte, pentru că suntem femei, dar e mult spus, eu totuși privesc femeia după 30 de ani. Am devenit mame la o vârstă totuși mai fragedă, la vârsta la care poate multe fete cochetează cu ieșituri, restaurante, cluburi, petreceri private. În schimb, noi ne-am asumat statutul de mamă și până la urmă nu este simplu să faci față și să ai atâtea lucruri în paralel. Meseria de soție, de mamă, de femeie în casă, de da, educator, dacă vrei, pentru că trebuie să oferi asta copiilor. Exact. Pentru numai că e bine ca într-un artist să vadă cei de acasă, că se prezintă impecabil în fața micilor ecrane, dar totodată să nu trăiască cu senzația că acasă Mihaela e același om întotdeauna da, scos din cutie. Da. Pentru că și tu ai responsabilități clar, acasă. Deci numai o mamă poate să înțeleagă ce vorbim noi acum despre copii, familie, casă și că... Cunosc foarte multe persoane care nu au copii, deși au, nu știu, cunosc o doamnă care are 45 de ani, nu are copii, nu poate să facă copii, dar nu poate să înțeleagă ce înseamnă o mamă, înțelegi? Ea este femeie, da, face și ea lucrurile astea, dar când vine vorba de copii... E alt subiect și sunt convinsă că tu vei fi un exemplu pentru copiii tăi, pentru tinerii care îți urmează partea aceasta profesională și mă bucur din suflet să văd la vârsta ta, pe care o ai și să o știe și telespectatorii, le pot spune. 27 de ani. Mulți înainte sănătoși. Mulțumesc la fel. Că ești un om atât de responsabil, capabil și independentă. Da, să ne ajute Dumnezeu să ne țină tot așa, sănătoși în primul rând, că dacă avem sănătate... facem. Uite, ca să ne menținem silueta, ți-am adus șopala. Mulțumesc. Dar prin credința în nemurire își află omul cu adevărat rostul pe pământ. Și chiar dacă e greu să spun asta, am aflat lucrul acesta de la un om de 27 de ani, cum am spus la începutul emisiunii. Am învățat lucruri extraordinar de frumoase și am învățat că cel mai important lucru pe acest pământ este să prețuim viața, să fim sănătoși și să dovedim cât de puternici sunt. Și nu să dovedim pentru cei care poate ne urmăresc activitatea, să ne dovedim nouă și să avem încredere în puterea lui Dumnezeu. Pe curând, dragii mei!